Administrația Parcului Natural Vânători Neamț desfășoară un proiect unic în țară, al cărui scop este reintroducerea zimbrului în libertate, la 150 de ani de la dispariția sa de pe teritoriul României. Numărul zimbrilor aflați în libertate va crește cu încă 6 animale care vor fi aduse din Marea Britanie. La cei 11 zimbri existenți actualmente în libertate, sperăm să mai putem adăuga în primăvara acestui an încă 6 exemplare, 6 femele. Aceasta în baza unei donații a unui ONG din Marea Britanie, care colectează animalele propice pentru a fi reintroduse. Este vorba despre 6 femele provenind de la 4 grădini zoologice din, așa cum am zis, din Anglia, din Scoția și din Irlanda. Transportul, dacă totul va fi ok, îl așteptăm în jurul perioadei de 15 aprilie, care va coincide și din punct de vedere fenologic cu declanșarea vegetației în zona Chitele. După o scurtă perioadă de acomodare, zimbrii vor fi lăsați în libertate. După o perioadă de acomodare în țarcul de preeliberare, animalele vor fi puse gradual în libertate. Intenționăm să în acest grup să introducem și 2 exemplare de la Parcul Natural Vânători Neamț, deja obișnuite cu semilibertatea, în așa fel încât tranziția să fie cât mai ușoară și conectarea cu turma în libertate să se facă cât mai repede. În rezervația Dragoș Vodă se află 6 zimbri care fac deliciul vizitatorilor. Cel mai frumos exemplar este Rarău, care are 15 ani și cântărește o tonă. Alte 19 exemplare, dintre care 3 pui fătați anul trecut, trăiesc în semilibertate, în țarcul de aclimatizare al rezervației, pe o suprafață de 180 de hectare.